Hai că mi s-a mai luat o piatră de pe inimă. L-am văzut pe domnul Iohannis. Mai luăm 5 avioane F-16. Bă, bine că le-am găsit. Nu râdeți că se dau pe sub mână, ci că da, trebuie să o știi pe vânzătoare, să spună deoparte. Astea scalde ce am la noi acum. E o glumă doar pe jumătate, ce zic. Încă de astă vară, România se dă de ceasul morții că nu găsește să cumpere niște avioane. Portugalia ne-a zis, bă, nu mai avem, nu mai insistați. Iar americanii ne-au spus, o, bă, calmați-vă. Vă putem vinde momentan doar aparatură conexă, dar nu avioane. Și cum să trăiești, frate, fără avioane așa, fără F-16? Am discutat astăzi în ce privește achizițiile pentru armată. Este vorba de a achiziționa încă 5 avioane F-16. De-aia zic, în sfârșit, în sfârșit. Nu cumpărăm loganuri pentru poliție câte avioane luăm. Cât să-mi boți? Jumătate miliard de euro? Un sfert de miliard? Ne fac băieții un preț bun? Cu casetofon pe ele, sper, da? Cu tot ce trebuie, climă bizonică, da? Faruri de-alea xenoane, da? Trebuie să vă informez despre deblocarea sumei de 2 miliarde pentru efectuarea plăților aferente contractului pe rachetele Patriot, decisă împreună cu Ministrul Finanțelor. A, e o preocupare, nu? Îmi place. Avem un plan. În sfârșit, avem un plan. Când e vorba de arme și de dat banii pe bombardele, băi, băiatule, merg toate unse. Pe cuvânt, dacă am văzut vreun scandal, vreun blocaj, nimic, s-a dat banul, s-a semnat, toată țara belește ochii pe cer să ne vină avioanele. Rachetele sper totuși să vină pe jos, că dacă vin pe sus e mai complicat, așa, e migăloasă treaba, adică noi... Două transportatoare blindate, modelul ABC-79M, venind din garnizoana armatei a patra, pregătite pentru parada de Ziua Națională de la Alba Iulia, s-au ciocnit în sensul giratoriu din apropiere de ambient. Din câte se pare, primul transportor s-a oprit brusc, iar cel din spate nu a mai putut opri la timp, bușindu-l și provocându-le o sperietură zdravănă colegilor și hohotele de râs ale celor care priveau convoiul. S-au bușit proștii cu tancurile. Se pregăteau oamenii de paradă... Le-au ciocnit. Nu le mai ciocniți, bă, că vine Crăciunul, nu Paștele. Iar acum să vă arăt ceva de acum o săptămână. Am mai văzut, dar se leagă bine. Un lucru deopotrivă foarte bun și îngrozitor. Ceea ce vedeți este de la Ministerul Mediului. Iar omul care vorbește e Costel Alexe, ministru. Primul lucru pe care am vrut să-l văd când am venit la minister a fost raportul Inventarului Forestier Național. Am descoperit acolo niște cifre șocante. Atât de șocante încât la prima vedere și mie personal mi-a venit greu să le cred. Rar cuvintele unui ministru mi s-au părut mai mișto. Dom'le, avea omul un pitic. Voia să vadă cifrele reale ale dezastrului din pădurile patriei și a descoperit cifre șocante. Vă spun, omul e parlamentar, da? Acum ministru și el, deci, se declară șocat. Ascultați, vă rog, cifrele din Inventarul Forestier Național. Datele de acolo sunt reale. Pot să vă confirm astăzi că în România se taie într-un an de zile aproximativ 38,6 milioane de metri cubi. Adică, altfel spus, 20 de milioane de metri cubi de pădure dispar fără niciun act. Băi, eu mănânc toate pădurile și rod și din Munții Carpați jumătate. Dacă cineva îmi spune că pot dispărea 20 de milioane de metri cubi fără ajutorul unor băieți foarte, foarte puternici din instituțiile statului. Bă, înghit masivul moldoveanu, n-auziți? 20 de milioane de metri cubi de lemn anual ilegal și serviciile mucles? Nu se ajunge bugetul la servicii și pentru asta? Vreți mai mult, băieții? Cum să nu vorbești, mă, săptămâna asta în CSAT despre acest subiect? Sunt 4 pădurari morți nenorociților doar în ultimul an. Printre avioane, printre bani pentru servicii, printre altele, băgați și asta cu pădurile. A? Nu s-a putut, nu? Cara bugetară presupune suplimentarea bugetelor SIE și SRI. Mâine ați convocat CSAT-ul pentru a discuta aceste... Și pentru a discuta aceste chestiuni este nevoie de un aviz din partea CSAT-ului. Da, sunt rectificări nu semnificative, dar ele sunt necesare pentru a acoperi pur și simplu
necesarul pentru cheltuielile de personal, altfel nu pot continua funcționarea până la sfârșitul anului. S-a discutat despre bugetele SRI și SIE, bineînțeles. Băi, ești nebun? Poate fac grevă spionii, dar poate fac greva afaceriștii de la SRI? Ne blochează dracu economia. Păi dacă pică afacerile SRI-ului, e jale, mă, recesiune, blocaj. Vindem țara pentru organe. Sunt foarte prețioși băieții ăștia. Chiar câte păduri ori fi intrat în buzunarele serviciilor? Nu, păi prefer să cred că au luat bani decât că sunt atât de imbecili încât fură unii 20 de milioane de metri cub pe an, iar ăștia de la servicii nu văd nimic. Haideți, mă! Mii de camioane încărcate cu lemn tăiat ilegal au trecut prin sate și orașe fără ca nimeni să ia măsuri. În urmă au rămas munți întregi fără pădure. E, și cum ziceam, la rectificarea asta bugetară se taie 2 miliarde de lei de la educație și se dau bani la servicii. Ce? Suntem populiști, a? Bă, mâncava-și CSAT-ul vostru. Dar voi cum sunteți, mă? Când în toată campania ați strigat să vină oamenii înapoi în țară, dar tot ce faceți e să cumpărați explozii și să băgați banii în fundul serviciilor. Să vină oamenii înapoi în țară ca să ce? Să aprindă bombele, să ce? Știți cât e bugetul cercetării? 0,13% papagalilor. Și o țineți cu inovația, că voi îi sprijiniți pe tinerii care vor să ce? Care vor să se facă generali la SIE? Chiar, nenea Claus, câți generali ai mai făcut, tăticule, la SIE? Am văzut o listă cu ăștia semnați recent. Ho-ho, ai un batalion numai din generali. Bine, faza tare e după aia când apare un deficit. Domne, de unde e? Domne, e de la pensionari, da. Le-am dat 100 de lei în plus și a scăpat economia de sub control. Se vede din acest număr impresionant, armată plus interne, că România își ia foarte în serios misiunea de a oferi securitate, de a exporta securitate în zone unde acest deziderat încă nu este atins. Te ustură chiloții, exportăm securitate. Mă rog, ce altceva să exportăm? Securitate și mai ales securism. Să facem fabrici, domn președinte, păi da, fabrici de securitate. Să muncim cu toții, să dăm la export. Dacă securitatea merge bine la export, de ce dracu pierdem timpul cu agricultură? Moare de aia dacă aude asta. Întrebare, de unde le-a? De unde există?